Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Suntem împreună cu domnul profesor Marius Buzerea, directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Magheru, căruia îi spunem bun venit. Bine v-am găsit. Începem emisiunea noastră, telespectatorii pot să vadă, i-am dat un titlu, am spune noi, sugestiv și o să vedem, o să aducem argumente în acest sens, liceenii sau liceeni gorjeni în Europa. Și trebuie să spunem că în ultimii 2-3 ani, dar și în viitorul de tot așa de 1-2 ani, sute de elevi de la liceul pe care îl conduceți vor învăța pentru perioade mai scurte sau mai lungi în Europa. Este adevărată afirmația mea? Da, numai că ca să punctăm un piculeț, liceul Magheru nu trimite doar de 2-3 ani elevii care să-și completeze studiile în străinătate, ci trimite cam de 5-6 ani. Și stagiile de practică? Tot de atât timp ce fac? Tot cam de atunci. De fapt, au fost primele cu care am început, mai întâi pentru profesori, după care pentru elevi. În schimb, ceea ce ne bucură cu adevărat este faptul că reușim să asigurăm o anumită predictibilitate educației oferite de unitatea noastră prin aceste proiecte. Așa cum spuneați, de curând am reușit să obținem un alt proiect care, prin intermediul căruia alți aproximativ 200 de elevi și profesori vor merge în Portugalia în diferite instituții pentru a-și realiza stagiile de instruire practică. De ce spun că ne bucură? Pentru că în fiecare an am avut astfel de proiecte. La un moment dat, anul trecut, gestionam 8 astfel de proiecte și anul trecut am câștigat, de exemplu, 5. Dar acest proiect ne bucură foarte mult pentru că începând cu acest an, s-a schimbat metodologia. Dacă până acum, pentru fiecare specializare pentru care considerai că ești descoperit și că vrei ca elevii tăi să studieze într-o altă țară sau pentru fiecare activitate pe care vrei să o faci, trebuia să depui un proiect separat, ceea ce implica un volum de muncă relativ mare. Începând din acest an, lucrurile s-au schimbat și într-un singur proiect poți să trimiți atât elevi care să-și completeze studiile, cât și profesori și ceea ce este și mai important, de specializări diferite. Și poate, hai să zicem, și mai important este că aceste proiecte din start pleacă pe durata a 2 ani. Asta te eliberează un pic de munca pe care tu trebuiai să o depui în fiecare an, pentru că în fiecare an era un stres destul de mare, începând din luna decembrie, noiembrie, decembrie, trebuia să încep să lucrez la proiecte, mai întâi stabilei, bineînțeles, care sunt nevoile unității tale pe care tu vrei să le rezolvi prin aceste proiecte, după care începeai să redactezi aceste proiecte, astfel încât începând din sfârșitul ianuarie până prin martie, tot trebuia să trimiți o grămadă de proiecte. Anul ăsta lucrurile s-au simplificat, să zicem, cât de cât, în sensul că trimiți o singură dată și mai mult aceste proiecte pot să se deruleze pe durata mai multor ani. Noi am ales 2 ani. Din start, știind că acest proiect este câștigător, că va fi finanțat, putem să începem de acum selecțiile elevilor, putem să numim acele decizii, din acele decizii comisiile care vor gestiona aceste proiecte, știi ce persoane vor fi implicate, nu mai trebuie să, ca la fiecare lună sau două luni când apar termenele, să depui alte și alte proiecte. Ceea ce, din acest punct de vedere, pentru noi este foarte, foarte bine. Da, sunteți liceul, cum spuneați, gestionați foarte multe proiecte de diverse tipuri, unul dintre ele chiar în această săptămână, cum spuneați, cel din Portugalia, practic acum s-a făcut cunoscut și sunteți într-o reuniune, să spunem așa, într-o adunare selectă din 160 de proiecte, ocupați locul 39 cu o finanțare destul de importantă. Da, pentru noi este și un motiv de mândrie faptul că suntem acolo, că suntem în primii, că suntem mult deasupra locului în care s-a tras linie.
dar până la urmă contează că am obținut finanțarea. De asemenea, acum ca un fapt divers, poate vă întrebați de ce am ales Portugalia, pentru că Portugalia este o țară în care finanțarea pe care o obții pentru participarea unui elev într-un astfel de proiect este foarte mică. Adică, ca să vă zic așa, undeva la jumate față de Italia, aproape 30% față de Anglia, și finanțările sunt mult mai mici. În schimb, faptul că am ales Portugalia s-a datorat și pentru că de-a lungul de 3 ani încoace colaborăm foarte bine cu instituții de profil din această țară. Iar noi credem că acolo ne-am dus, ne-am făcut treaba și partenerii noștri au ajuns să ne respecte și să ne aprecieze. Chiar anul trecut, la unul dintre parteneri ne întreba, aveam 3 parteneri la un moment dat în Portugalia, cu fiecare dintre ei desfășurau diverse activități, cu unii profesori, cu unii elevi, și unul dintre ei ne-a întrebat, unde ai elevii? Și am răspuns, uite, am la Institutul Saude, în Lisabona. Și m-a întrebat, cum ai reușit acolo? Pentru că sunt universități în Portugalia care vor ca studenții lor să facă practică acolo și nu reușesc. Cum ați reușit? Păi, cred că am reușit datorită faptului că de-a lungul derulării acestor proiecte am dat dovadă de foarte multă seriozitate, elevii noștri s-au comportat exemplar, iar până la urmă deja am început să fim și noi un pic selectivi și nu dorim ca elevii noștri să se ducă acolo doar de dragul de a se duce, doar de dragul de a bătea câmpii, să se urce într-un avion și să dea jos într-un aeroport, ci ca să facă ceva care să-i folosească pe viitor. Da, deci nu merg într-o excursie, ci au alte preocupări la acea deplasare de câte 3 săptămâni sau cât durează ea undeva. Da, în principiu ele sunt de 3 săptămâni sau 4. Acum, în acest nou proiect, o parte sunt de 3 săptămâni, o parte sunt de 4 săptămâni. Am înțeles. Însă, dacă acest proiect este de viitor, în sensul că el va începe în câteva luni, probabil din toamnă și va dura 2 ani, aveți unul în care sunteți în plină desfășurare, de fapt, chiar recent v-ați întors din Italia, un proiect extrem de amplu, foarte bine mediatizat și n-aș spune că e important că e foarte bine mediatizat, deci copiii de la liceenii de la Magheru au fost implicați în foarte multe activități. De fapt, de aici avem și câteva fotografii pe care o să-i rog pe colegii din regie să le și pune pe momentul când dumneavoastră ne explicați despre ce este vorba. Da, înainte să poate să debutăm acel filmuleț, trebuie să vă spun că fotografiile pe care acesta le conține sunt făcute în Italia, unde am fost împreună cu 10 elevi. Acum, poate, chiar despre acest proiect vorbeam când vă povesteam de acel institut, care e undeva un fel de institut Cantacuzino al Portugaliei, numai că a fost înființat undeva prin 1870, deci cu o veche tradiție, în care povesteau colegii mei care au fost acolo, atât profesori cât și elevi, erau dotați cu o aparatură fantastică de ultimă generație, practic ADN-ul îl obțineau în câteva minute, era ceva de vis. Iar faptul că elevii noștri, 20 de elevi noi au fost acolo și au lucrat alături de specialiști, pentru mine este un pentru mine ca profesor al acestui liceu, Gheorghe Magheru, este un mare motiv de mândrie, mai ales pentru că de la directorul acestui institut am primit o scrisoare de felicitare referitor la modul în care s-au comportat elevii noștri acolo. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că și eu, când am fost cu acești elevi în Italia, să zicem așa,
ne-am dus ca să închidem proiectul cu un grup mic de elevi. Proiectul trebuia închis, mai erau doar 10 elevi care trebuia să plece. Fiind aproape vacanța, mi-am putut permite să-i însoțesc. Și trebuie să vă spun că și eu, dar și elevii, am rămas impresionați de modul în care s-a realizat acest proiect, de calitatea partenerului nostru, de serviciile oferite de acesta și de, până la urmă, de seriozitatea tuturor din partea părții italiene care au făcut ca acest proiect și ca elevii să poată parcurge acea programă de studiu, pentru că eu am avut o programă de studiu avizată la Agenția Națională, conform programei de studiu din țară și pe baza căreia i-au studiat în Italia sau în Portugalia, urmând ca rezultatele au fost recunoscute în săptămâna în care aceștia au venit în țară, prin note în catalog. Bun, acum o să rog colegii să ne dea totuși imaginile din Italia și mai ales să ne spuneți ce acțiuni ați făcut efectiv, pentru că au fost foarte importante și mă gândesc aici de la monitorizarea litoralului italian, la diverse experiențe, deci calitatea apei, calitatea chimică, apei, calitatea microbiologică. Și ce mi-a atras mie atenția pe de lângă toate, deci ca o concluzie a toate chestiile astea, e că cei din Italia, deci acest institut prestigios ăsta, așteaptă ca câțiva din acești tineri din România care au făcut practică aici, cândva să se regăsească, sau poate într-o perioadă scurtă după ce finalizează liceul, să se găsească printre angajații acolo. Da, e un lucru foarte frumos. E un lucru foarte frumos care m-a surprins și pe mine. Exemplu, avem deja câteva imagini. Ca să spun câteva vorbe, aici elevii sunt într-un centru, într-un laborator privat de analize chimice, fizice și microbiologice. De fapt, au fost mai multe astfel de laboratoare private și trebuie să vă spun că în Italia se găsesc în număr foarte mare aceste laboratoare de analize. Mă bucur foarte mult că, așa cum observați, elevii noștri au putut efectiv să lucreze. De exemplu, aici învățau să monteze niște filtre pentru analiza aerului. Tot analiza aerului. Aici, de fapt, era aer luat din apropierea localităților din vulcanilor Vesuviu și Etna și se cercetau să vadă dacă există lavă vulcanică în aerul, pulbere de lavă, cenușă vulcanică. Aici, determinarea sunetului, ceva analize microbiologice pentru apa de mare, foarte interesant, uitați cum creau mediu steril prin acea flacără. La fel, aici elevii în acest laborator au învățat să creeze medii pe diferite culturi, la fel un lucru foarte interesant și pe care în școala noastră nu ar fi avut ocazia dotările de la noi nu permit asemenea lucruri. Nu permit și mai departe să cerceteze prezența diverselor bacterii. Aici era la un curs de limbă engleză, pentru că ei au făcut acolo, pe lângă cele 6 ore de program zilnic, aveau și 2 ore de limbă engleză. Da, foarte important limba de comunicare, practic, în Europa. Da, aici la un alt laborator, cred că făceau, testau diverse analize microbiologice în diverse probe. Da, aici le prezentau diverse medii de cultură pe care ei învățau să le realizeze, după aia să le citească și să le interpreteze rezultatele. Lucruri foarte interesante care aici se vede și una dintre eleve, trebuie să spunem că este și olimpică națională, a obținut anul ăsta prima mențiune la Olimpiada de Protecție a Mediului. Aici un microscop un pic deosebit față de ce întâlniseră până acum elevii.
nefiind de specialitate, este, aș vrea să nu merg mai departe cu detaliile. Și, bineînțeles, că pe lângă activitățile de zi cu zi, în sâmbăta și în weekend, și, de fapt, în weekend, sâmbăta și duminică, au beneficiat de un program cultural care a presupus vizite muzeele din zonă. De fapt, toată zona era puternic încărcată de istorie, foarte multe cetăți. De fapt, chiar orașul în care stăteam era undeva, mai întâi a fost oraș colonie grecească, după care oraș roman, după care creat de... Da, o zonă de, foarte frumoasă. Da, o zonă foarte, foarte frumoasă. Și elevii au avut șansa să se bucure de frumusețile din jur, să cunoască oameni, să cunoască tineri de vârsta lor din Italia și poate ca un fapt divers în vizitele în fabrici pe care le-au realizat, au avut ocazia să întâlnească foarte mulți muncitori români. Și apropo de ceea ce spuneați că la finalul unei vizite într-un cadrul unui laborator, directorul tehnic al laboratorului spunea că îi așteaptă să ca după încheierea studiilor să vină în Italia. Acum, când te duci și știi că ești din România și că românii nu sunt foarte bine priviți și că de obicei românii se duc în Italia și au slujbele, hai să zicem, cele mai prost plătite și pe care de obicei ei nu vor să le facă, totuși cu oarecare strângere de inimă așadar. Vreau să vă spun că la un laborator, ARPACAL se numește, este un fel de laborator național pentru regiunea Calabria, ARPA pentru regiunea Calabria, noi fiind în regiunea Calabria. La finalul, după am fost în prima zi și au făcut diverse lucrări de laborator și copiii puneau foarte multe întrebări și chiar mă minunam câte cunoștințe, de exemplu, despre chimie și biologie, știi, puneau și oamenii aceia erau din ce în ce mai entuziași și se chinuiau să scoată, hai să vă mai arăt o lucrare, hai să vă mai arăt și se termina programul de lucru, eram programat până la ora 2 și noi plecam mult mai târziu și atunci am zis, restul vom veni mâine și le vom vedea. Iar ziua următoare când ne-am întors, de fapt aveam câteva lucrări de laborator, dar ei pregătiseră mult mai multe. De fapt, aveau niște săli special pregătite, scoseseră o grămadă de aparatură, eliberaseră anumite săli numai pentru noi și o grămadă de biochimiști, de laboranți, veniseră acolo și toți vreau să-ți arate, să te ajute, să-ți faci lucrarea. Și aș putea spune că mi se pare că aveam în jur de 3 lucrări și am făcut vreo 5 și asta pentru că timpul s-a terminat și erau foarte, foarte fericiți să le arate copiilor, iar pentru mine faptul că ca director, ca profesor, ca îndrumător acestor elevi, pentru că pe mulți dintre ei am și la clasă, faptul că un director de acolo, faptul că specialiști de acolo spun că sunt extraordinari, faptul că spun că îi așteaptă să-i în vederea angajării după terminarea liceului, pentru mine este un motiv de mare mândrie. Înseamnă că colegii mei ingineri la școală chiar au făcut ceea ce trebuia să facă. Profesorul de chimie, profesorul de fizică au făcut ceea ce trebuia să facă. Da, e mare lucru ca momentul când se merge, iată, vin în contact cu specialiști din alte părți, chiar cu alți elevi, elevii din România, să se vadă că sunt deosebiți și că sunt pregătiți pe ce fac ei. Iată, aveam o altă dovadă și probabil că cu asemenea situații v-ați mai întâlnit și în alte părți, având în vedere și îmi făcusem eu aici o listă scurtă, ați avut elevi, cum spuneam, și o să aveți, ați avut în Portugalia, în Spania, în Anglia, chiar la practică foarte mult, în Polonia și o să ajungă alții în Polonia, în Turcia chiar recent și probabil n-am terminat cu enumerarea. Nu am terminat. Dar apropo de Anglia, aici sper că, poate mă repet,
Dar pentru mine, la fel, a constituit un motiv de mare mândrie profesională, umană, de toate felurile, de motiv de mândrie patriotică, până la urmă, când m-am dus cu a treia serie de copii în Anglia, iar directorul centrului mă cheamă și vrea să-mi spună că elevii noștri au fost dați în ziar, că angajatorii la care elevii au făcut practica spuneau că vor să-i oprească și că el trebuia să le spună că sunt minori și că trebuie să se plece în țară, să se întoarcă. Deci pentru mine, astfel de faptul că elevii noștri se pregătesc atât de bine, că lasă și creează nu numai școlii, dar și orașului și, până la urmă, țării, o imagine așa bună, pentru că nu întotdeauna românii suntem foarte bine văzuți în străinătate. Dar faptul că ziarele engleze în perioada respectivă au scris nu numai de tot felul de români care fac și dreg și spun și de bine de noi, este un lucru, iar mai bine decât atât, ca angajatorii să nu vrea să te lase, să pleci și să te păstreze, pentru mine este un mare motiv de mândrie. Acum aș vrea să vă spun că inclusiv în ziarele regiunii calabreze, cei la care am fost au dat un interviu în care spuneau că grupul nostru de români este de departe cel mai bun grup pe care ei l-au avut să zicem așa, în vizită de lucru la ei. Și până la urmă să știți că asta a fost și un avantaj, pentru că observând că sunt elevii sunt serioși, că vor să învețe, că își dau silința, am fost cooptați în două campanii care pentru noi a contat foarte mult, pentru pregătirea lor a contat foarte mult. Adică, și aici mă refer la determinarea sau analize de aer pentru determinarea particulelor de cenușă vulcanică. În zonă sunt câțiva vulcani și ei au probleme cu așa ceva. În România nu cred că ar fi avut unde să facă chestia asta. Poate că e mai bine, dar e bine pentru ei. Apoi au participat la o campanie de analize realizate chimică, fizică, microbiologică pe probe de apă, pe sol marin, iarăși un lucru foarte, foarte interesant. Și poate cel mai mult, ce a contat cel mai mult este faptul că au avut șansa să vadă specialiști adevărați care chiar își dau interesul, care lucrează atât din mediul privat cât și din domeniul public. Ceea ce au avut șansa și în plus să lucreze pe aparatură de ultimă generație. Iar cred eu foarte interesant, au avut ocazia să vadă și să înțeleagă un sistem care funcționează foarte bine. Eu, de exemplu, până să ajung, am mai fost în internet, nu știam că sistemul acesta al protecției mediului, al protecției, să zicem așa, industriei alimentare, este atât de bine pus la punct la el, că fiecare producător, înainte să scoată un produs pe piață, trebuie să-l testeze în laboratorul său intern și apoi într-un laborator extern, că sunt o grămadă, inclusiv fermierul. Trebuie să aibă produsele pe care le vinde, să aibă un atestat că au fost testate împotriva pesticidelor și altor produse în periculoase omului, nitrat, mai știu eu ce, într-un laborator extern. Că sunt o grămadă de organisme, carabinieri, organizații locale care fac tot felul de controle încrucișate și riscurile la care aceste laboratoare se supun dacă aceste analize nu sunt și nu reflectă realitatea. Da, trebuie să înțelegem că prin vest se întâmplă lucruri pe care la noi încă ni se par noi sau în orice caz ni se par deosebite. Tocmai de aceea faptul că elevii gorjeni se specializează, văd care sunt tendințele la nivel european,
contribuie mult la familiarizarea noastră cu aceste probleme și probabil le vom rezolva și noi, pentru că nu uităm, suntem Uniunea Europeană și vrând nevrând trebuie să ne racordăm la tot ce înseamnă Europa și în acest domeniu. Noi avem niște pași de parcurs în momentul și niște investiții de făcut, în primul rând. Niște investiții de făcut și niște mentalități de schimbat. Dar apropo de mentalități, faptul că copiii merg acolo, văd, lucrează efectiv, contribuie foarte mult, că cu siguranță ei vor disemina aceste informații. Chiar noi le diseminăm aici, dar cu siguranță ei, printre colegii lor de generație, chiar cu profesorii care n-au putut să participe, toate aceste lucruri se regăsesc undeva, se cuantifică. Să știți că din experiența noastră, din experiența mea, dar și a celor de la Liceu Magheru, am constatat că cei mai buni, să zicem, diseminatori ai informației sunt elevii. Profesorii, adulții, mai puțini, sunt mai greu impresionabili, dar ei sunt cei care diseminează informația cel mai bine, cei care răspândesc mult mai bine tot ce au văzut acolo. Sunt multe de făcut. Noi încă, România la intrare în Uniunea Europeană, a semnat că va respecta, dar avem anumiți pași de făcut, avem anumite termene, probabil că suntem în grafic, probabil că suntem în grafic, dar cred eu că este că avem oricum mulți pași de făcut ca să ajungem să... Cu siguranță o șansă pentru învățământul românesc este o șansă, este realizarea de proiecte, deci aceste proiecte care vin și care, iată, le accesați la Magheru, deja v-ați format în domeniul acesta, aveți o experiență deosebită, contribuie la o creștere a nivelului elevilor de aici. Și ar putea spune că lumea e conștientă de acest lucru și asta aș vrea să văd să se cuantifice, dacă se cuantifică și pe sistemul nostru național, și anume sunt două, să spunem așa, două manifestări importante au fost în ultima perioadă care certifică pe plan național de data aceasta valoarea unui liceu, cu siguranță la nivel internațional am văzut că e totul e ok, și anume bacalaureatul și admiterea în liceu. Cum s-au regăsit aceste lucruri la liceul dumneavoastră, având în vedere totuși că e vorba de un colegiu tehnologic? Nu e același lucru un colegiu național, în sensul că atracția e mai mare spre colegiile naționale, din nefericire România încă se menține acest trend. Cum au stat lucrurile la liceul dumneavoastră? Bine, acum, ca un fapt divers, trebuie să vă spun că cu excepția câtorva țări din Nord, Germania și încă câteva, acest trend al dezinteresului din ce în ce mai pronunțat al tinerii generație pentru liceele tehnologice se manifestă cam în toată Europa și în special în țările din sudul ei. Se pare că Elveția, Germania, uneși acolo se manifestă de la un nivel mult mai scăzut. Stau un pic altfel, dar hai să zicem că nu numai în România. Și vă spun asta pentru că acum câțiva ani, vreo 2-3 ani, am organizat o astfel de, printr-un proiect european, factori de decizie din întreaga Europa s-au întâlnit la noi în liceu și au dezbătut această problemă și una dintre concluzii a fost dezinteresul pronunțat, tot mai pronunțat, diverse procente, la scări diferite, dar pentru învățământul profesional și tehnic. Acum, liceul meu, al colegilor mei, al elevilor de la Magheru, al comunității din care facem parte, al partenerilor economici care ne sunt aproape, pentru că nu este... E un liceu al meu. Stă foarte bine, n-am făcut clasele. La sesiunea de BAC din acest an, din seria curentă, au picat sau nu au reușit să, pentru că au avut probleme cu doi sau trei elevi, nu s-au încadrat în timp să ajungă, 13 elevi. Ceea ce, din punctul nostru de vedere, este un procent foarte bun, mai ales pentru un liceu tehnologic. 13 elevi într-un liceu nu este... Poate se putea mai bine, poate se putea
mai poate foarte mult, este un consiliu de administrație. În consiliul nostru de administrație încă fac parte agenții economici, comunitatea locală, primăria, consiliul local și ei vor analiza și vor vedea dacă ceea ce am făcut noi este bine sau, sau mai puțin bine. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că cei doi indicatori arată că suntem unde trebuie și că facem ceea ce trebuie. Dar aici trebuie să vă spun că eu nu aș lua doar acești indicatori, aș lua ca indicatori al rezultatelor noastre parteneri economici pe care de la an la an, încet, încet, îi aducem lângă noi, numărul mare de proiecte la nivel național pe care le derulăm, numărul mare de olimpici naționali care nu doar că participă la faza națională, deși ca să un copil care să participe la faza națională este un lucru fantastic, dar care reușesc să obțină premii la faza națională. Faptul că în acest an am primit scrisori de la 3 universități pentru un elev care a fost olimpic la chimie, pentru olimpic la chimie și la, și la protecția mediului, la Petru Poni, este un lucru foarte mult. Faptul că universități spun că îi oferă cazare gratuită este deja un lucru foarte mult. Asta poate și relațiile care le avem cu, că e vorba Universitatea din Iași și Universitatea din de vezi din Timișoara, cu care, de fapt, avem alte relații. Da, da, aceste relații s-au făcut pe baza că studenții, adică elevii care au ajuns studenții, s-au comportat bine, sunt rezultatele la nivel național care se văd și, automat, universității respective sunt interesate să-și atragă pe acești copii. Da. Acum, la Universitatea de Vest, noi în fiecare an am avut copii la, de exemplu, la Olimpiada de Tehnologie a Informației și, de exemplu, în fiecare an la acești copii care au fost la faza națională și care au obținut și premii se regăsesc printre, de exemplu, putem să spune fizică, informatică la Timișoara sau care avem alte relații, deci de cooperare, în principal de cooperare. Și cred eu că elevii noștri și mai departe studenții lor mai departe ne-au făcut să ne simțim mândri atât pe noi, cât și mai departe pe ei ca în următorii în activitatea următoare. Vorbeați de faptul și într-adevăr evaluarea unei școli sau în orice caz valoarea unei școli este dovedită și de alte lucruri, dar în general știți cum e, se cuantifică pe cele două criterii mai aproape în care concurează toți, e vorba de examenele naționale și unde s-a stat foarte bine și mai este și o sesiune a doua, așa că cei care au sărit bacul dintr-un motiv sau altul să-l poată să-l ia, deci mai au o șansă și de fapt, cred că ar mai avea două șanse, că de asta și vrea să vă întreb. Suntem în plină dezbatere națională, foști miniștri care au ieșit să spună că o ordonanță nu e bună, că demolează învățământul românesc, e vorba de ordonanță 49 dată pe 26 iunie. Pe de altă parte, avem cei doi miniștri, avem sindicate, avem oameni din învățământ care laudă această idee că corectează pe cât se poate legea ca să poată face funcțională. Știm că avem o lege 1 extrem de stufoasă și care e inaplicabilă datorită faptului că s-au uitat metodologiile pe parcurs. Cum vedeți dumneavoastră toată această dezbatere publică? Aș putea spune că, cum să vă spun, afectează și nu afectează învățământul preuniversitar, dar sunt destule lucruri care, iată, vin și spre învățământul preuniversitar, de la clasa 9 la liceu și până la reducerea normei didactice, până la diverse alte lucruri. Da, acum nu am citit cu mare atenție această nouă ordonanță, această ordonanță.
ce privește atât învățământul preuniversal și cât și învățământul universitar. Dar, așa cum spuneți, poate că era bine că ea poate vine să reglementeze anumite probleme. Legea 1 nu era total funcțională. A spus dumneavoastră mai devreme de lipsa metodologiilor pentru procedurile de aplicare și atunci pe anumite fragmente se aplica tot, se aplică tot diverse ordine din de pe anterioare, parcurs, da, anterioare, da. Ceea ce nu este un lucru foarte normal. Acum aș vrea să ocolesc nici întrebarea dumneavoastră, dar nici să vă dau un răspuns direct. Dar trebuie să vă spun că acel articol prin care primarul poate să fie în Consiliul de Administrație, eu îl consider un lucru foarte bun. Și că vine să... De obicei, lumea, când vorbește despre Consiliul de Administrație, se gândește clar, este un loc unde lumea se întâlnește, unde se iau decizii și probabil că sunt și renumerați. Ei bine, în învățământ, Consiliul de Administrație nu sunt renumerate. Sincer să vă spun, nu cred că ai vreun avantaj, numai dezavantaje, că trebuie să participi. Nu, poate fi un avantaj pentru școală dacă vine primarul la Consiliul de Administrație. Este clar că e un avantaj și, dacă vreți, cred că este nu numai un avantaj, dar cred că îl și, să zicem, ar trebui să-l conștientizeze pe primar. Pentru că tot timpul se întâmplă când o școală are rezultate proaste, primarul spune, consilierul care e la școala respectivă nu e bun de nimic, n-a făcut nimic, așa, sau directorul, sau profesorii, sau așa mai departe. În momentul în care el vine în Consiliul de Administrație, în care el face parte din organul de conducere, din putere, practic, atunci poate se va gândi de două ori că în momentul în care va avea școala respectivă, va avea rezultate proaste, s-ar putea ca lumea să le arate cu degetul și pe el, pentru că este parte a conducerii, că rezultatele muncii lui sunt și acolo. Poate se va gândi că profesorii poate trebuie ajutați și că e mai bine să decontezi naveta, e mai bine să creezi anumite facilități pentru profesorii tineri pe care să-i aduci acolo și să-i ții acolo, decât să intervii când nu trebuie și să faci anumite lucruri. E mai bine să asiguri meditații pentru, gratuite pentru copiii tăi, să te implici altfel. Și atunci, din punctul meu de vedere, faptul că primarul devine mai atent, obligatoriu mai atent, și vine mai aproape de mijlocul problemei, s-ar putea să devină și mai responsabil. Da, ați adus un legat de Consiliul de Administrație, ați pus punctul pe ei, cum s-ar spune, prezența primarului, dar tot apropo de Consiliul de Administrație, ele sunt reorganizate cumva, e normal pentru că legea era nefuncțională acolo, legea 1, și funcționam pe un ordin din 2010 cu anumite componențe a Consiliului de Administrație și mă gândesc că aici, dacă avem, să zicem, șansa ca primarul să vină în consilie, depinde și dacă vor veni, asta e altă treabă, e partea cealaltă a problemei, însă avem, nu, în continuare, parcă consiliile să rămână nefuncționale atât timp cât lumea școlii are un procent de 40%, să spunem acum, a noile consilii. În lege ar fi trebuit să aibă doar 30%, noi acum funcționăm pe un ordin care ne cam dădea 50%, în jur de 50%. Cum vedeți acest lucru? Pentru că avem în continuare 60% format din comunitatea locală, părinți, agenți economici și ce mai este. Problema e dacă acești factori, care sunt foarte importanți în viața școlii și iată, colaborați foarte bine cu ei la Magheru, reușesc să ajungă și la ședințele de Consiliu de Administrație. Așa cum spuneați, la Magheru este un caz fericit. Întotdeauna directorul, cel care a reprezentat agentul economic, n-am să-i dau numele, dar principalul nostru partener economic a fost întotdeauna toate ședințele noastre. La fel, consilierul local din partea Consiliului Local și reprezentantul primarului. Deci, din punctul ăsta de vedere, am fost un caz fericit. Însă, trebuie spus că în viața școlii, sau cel puțin, așa nu m-am obișnuit,
să luăm decizii rapid, de multe ori suntem puși în situația în care trebuie să iei aceste decizii foarte rapid, lumea de multe ori nu are răbdare, lumea, da, un caz foarte des întâlnit, un transfer, toată lumea știe că trebuie trecut prin consiliul de administrație, ori e momentul în care preponderent erau consiliul format din profesori, chiar dacă nu aveai ceilalți membri, puteai repede să întrunești consiliul și să dai acest aviz. De aici încolo devine anumite hotărâri care trebuie să se ia foarte rapid, devin destul de greu de luat. Adică de luat. Ca și timp. Da, și acum din punctul meu de vedere, ținând cont că vin foarte mulți, vor fi foarte mulți din cadrul consiliului local, aceștia trebuie să-și ia, să-și asume o mare responsabilitate, pentru că problemele școlii durează mult, până se dezbat, până se iau hotărâri, nu sunt renumerate, se pierde foarte mult timp și de foarte multe ori trebuie să iei măsuri dure care apoi pot fi atacate în justiție și se pot întoarce oarecum asupra ta. Deci din punctul ăsta de vedere este... Cred că se putea și mai bine. Este că practic, de cât îmi dau seama, Consiliul de Administrație acum va fi format așa cum s-a gândit în legea 1. Și care devenise inoperabilă pentru că acolo era cu treimile. O treime părinți, o treime, da, profesori, o treime... Ideea nu este rea. Nu este rea. Este în toată lumea. Se dorește ca părintele să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește educația copilului său, la fel comunitatea locală. Ar fi și alte lucruri de discutat. Ne-am adus spre sfârșitul emisiunii spre această ordonanță atât de disputată. Cu siguranță ar mai fost și de examenele naționale. Însă, iată, suntem deja, elevii sunt deja în vacanță, vom, probabil și profesorii, inclusiv noi, vom intra în mici perioade de relaș, așa că nu ne rămâne decât să vă mulțumim pentru prezența la emisiune, să vă urăm concediu plăcut atâta cât e și să avem un an școlar viitor mult mai bun. Mulțumesc foarte mult! Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului, mulțumim pentru atenție, la revedere!